Mamă, ce febră am! Salutare prieteni, ce faceți? Bine ați venit la un nou video, eu sunt George și astăzi vom vorbi despre febra musculară. O să vedem ce este febra musculară, de ce apare febra musculară și cum putem să ameliorăm durerile musculare și chiar să le prevenim în oarecare măsură. Așa că rămâneți cu mine până la final, pentru că o să aflăm lucruri interesante despre febra musculară. Dacă ești nou pe acest canal și îți place fitness-ul, îți place sportul, îți place să duci un stil de viață cât mai sănătos, nu uitați să te abonezi la canalul meu, nu uitați să lăsați și un like la acest video înainte de a începe și haideți să trecem la treabă. Bun, prieteni, și haideți să vedem ce este de fapt febra musculară. Febra musculară este de fapt o durere musculară care poate apărea după 24 de ore până la 72 de ore după efortul fizic, dar în majoritatea cazurilor, cel puțin la mine, apare de obicei mult mai repede de atât. Poate apărea, de exemplu, ați făcut un antrenament aseară și azi dimineața când v-ați trezit, ați resimțit febra musculară. Cred eu că aceasta este cam cea mai des febră musculară întâlnită. Bineînțeles că am resimțit și febra musculară la câteva zile după antrenament și m-a ținut chiar mai mult, dar cam cea mai des întâlnită este cea în care te antrenezi astăzi și mâine când te-ai trezit o resimți când te ridici din pat. Haideți să vedem sub ce formă vom resimți această febră musculară. Păi, în primul rând, sensibilitate musculară. Când o să încerci să faci, nu știu, să te apleci, să-ți leși returile, când o să începi să mergi, vei simți chestia asta și nu trebuie să-ți faci griji pentru că nu o să fie nicio problemă. Este doar o durere musculară care va trece de la sine. Bineînțeles că o să vă arăt în acest video un pic mai târziu și ce trebuie să faci ca să ameliorezi cât de cât, dar nu trebuie să vă faceți griji. Asta este primul lucru important pe care trebuie să-l știți. Nu trebuie să vă faceți griji. Și bineînțeles, când vei încerca să contracți mușchiul la care ai febră, automat vei simți durere, ceea ce este la fel, cum v-am spus, este foarte normal. Scăderea forței musculare, bineînțeles că nu vei mai avea aceeași forță în grupa musculară pe care tocmai ai antrenat-o și mai ai și febră la ea, automat nu o să ai aceeași forță și nu vei putea face exercițiul respectiv cu aceeași intensitate, ceea ce oricum nu recomand după ce ai lucrat o grupă musculară a doua zi să o lucrezi iar. O să vă spun asta și mai târziu în video. Și bineînțeles că a doua zi vei simți durerile musculare la activitățile zilnice pe care tu oricum le faci, cum am spus, legatul șireturilor. După ce ai jucat aseară 3 ore fotbal cu prietenii după o pauză de nu știu câte luni că a fost pandemia, automat a doua zi vei fi un pic rupt, te vei ridica din pat, o să te doară foarte tare musculatura picioarelor, o să-ți lezi șireturile, la fel te doare bicepsul femoral și așa mai departe, dar asta este, n-avem ce face. Mai este important să cunoaștem și că în corpul uman există 3 tipuri de mușchi. Mușchiul cardiac, mușchii netezi de la nivelul vaselor de sânge și mușchii scheletici, cei pe care îi vedem noi, bicepsul, triceps, toți mușchii care sunt atașați de oase, aceștia sunt afectați de febra musculară, nu ceilalți. Deci trebuie să cunoaștem și acest aspect. Bun, prieteni, și am văzut ce este febra musculară, haideți să vedem și care este cauza febrei musculare. Cauza febrei musculare este o ruptură la nivelul fibrelor musculare, ceea ce depinde de nivelul de intensitate cu care ai lucrat, de exercițiile pe care le-ai ales, dar și de tipul acestora. Și există câteva teorii destul de științifice de ce apare febra musculară și care este cauza ei, dar sunt lucruri destul de pompoase, lucruri care nu sunt înțelese de toată lumea și chiar n-are rost să intrăm în aceste detalii. Noi trebuie să știm ce este febra musculară, care este cauza și cum să prevenim și să ameliorăm această durere și să cunoaștem că face parte din procesul nostru de adaptare și de dezvoltare. Așa că nu trebuie să ne facem niciun fel de problemă, niciun fel de grijă, doar trebuie să cunoaștem anumite lucruri și asta este tot. Nu trebuie să ne băgăm acum teorii și așa mai departe, pentru că nu trebuie toată lumea să știe chestia asta, nu cred că aveți nevoie să cunoașteți teorii de ce apare febra musculară, care este cauza la nivel teoretic științific. Trebuie doar să cunoașteți baza, soluția și cauza și soluția, ok? Asta cred eu că este mult mai important decât să te afunzi în teorii care probabil că ajungi la același rezultat. Pe scurt și pe înțelesul tuturor ar fi că în timpul antrenamentului fibrele musculare se rup. Nu crești în timpul antrenamentului, tu o să crești în repaus. În timpul antrenamentului fibrele musculare se rup și fibra musculară apare deoarece lucrezi cu o intensitate destul de mare. Este o mișcare nouă și la fel nu ești obișnuit cu această mișcare. Este pentru prima dată când faci un exercițiu pentru biceps pe care nu l-ai încercat niciodată dintr-o altă poziție și automat corpul tău răspunde diferit pentru că nu ai lucrat niciodată din acea poziție. Și automat, dacă tu lucrezi din altă poziție la biceps cu brațele în față, cu pieptul pe bancă,
lucrezi alt capăt al bicepsului pe care tu nu l-ai lucrat niciodată, automat o să faci febră musculară. O pauză prea mare de la activități fizice, la fel, când vei începe, la fel, o să probabilitatea cea mai mare să faci febră musculară, pentru că ai făcut o pauză destul de mare, musculatura ta s-a atrofiat, nu mai ai același tonus, nu mai ești în aceeași formă. Este absolut normal, nu este nicio problemă. Și acum vreau să vă ofer câteva sfaturi pentru a ameliora durerile musculare sau chiar a le preveni, nu 100%, dar este important, anumite lucruri pe care le faci după antrenament te ajută să previi febra musculară dacă nu uiți să le faci, pentru că foarte multă lume pleacă din sală după ce a făcut antrenamentul de picioare, pleacă direct acasă, nu face niciun pic de stretching, nu face niciun pic de bandă după antrenament, lucruri pe care cred eu că ar trebui să le faci și sunt foarte importante. Dar haideți să vedem care sunt ele mai detaliate. În primul rând, cum am spus, după antrenament este foarte important să facem puțină bandă. Asta ne va ajuta să reducem ritmul cardiac la un nivel optim. După ce ritmul nostru cardiac este la un nivel ridicat în timpul antrenamentului, este ideal să-l aducem la un nivel optim tot prin mișcare și banda după antrenament este ideală să o faci. Și după această 5 minute de bandă, nu mai mult, poți face câteva minute de exerciții de stretching care la fel ne ajută să ne detensionăm musculatura, pentru că tu în timpul antrenamentului îți contracți foarte tare mușchiul și mușchii tăi nu mai au aceeași lungime. Tu trebuie să detensionezi puțin musculatura și stretching-ul este o variantă foarte bună și are mult mai multe beneficii decât ceea ce credem noi. Da, doar că ți întinzi un pic musculatura, dar are mult mai multe beneficii pe care le-am mai vorbit și în alte videoclipuri. Nu o să intrăm acum în detalii despre stretching, dar este ok să-l faci și îți ia doar câteva minute. Chiar am postat un video cu stretching de 8 minute pe care îl poți face după fiecare antrenament. Un alt lucru pe care îl poți face, uitați, după un antrenament de picioare, să spunem, sau după ce ai jucat fotbal cu prieteni, sau după ce ai fost la o alergare destul de intensă, sau după ce ai mers pe munte, sau după chestii de genul, mai ales la partea inferioară, poți face dușuri de apă caldă, apă rece. Pur și simplu iei dușul și pui pe grupa musculară afectată de febra musculară 30 de secunde apă caldă, 30 de secunde apă rece și urmezi acest proces de câteva ori. Acest lucru este un drenaj limfatic pe care îl poți face fără aparatură de specialitate, pur și simplu cu apă, și îl poți face de acasă foarte simplu și foarte ușor. Eu, când făceam atletism, foloseam foarte mult tehnica asta, pentru că având antrenamente pentru partea inferioară aproape zilnic, alergare, forță și așa mai departe, pentru mine m-a ajutat foarte mult acel duș de apă caldă, apă rece și a doua zi era mult mai fresh decât dacă n-aș fi făcut nici alergare ușoară, nici stretching, nici dușul apă caldă, apă rece, așa că lucrurile astea sunt importante să le cunoșteți. Activitățile ușoare, la fel, după un antrenament intens, a doua zi, automat nu o să te duci iar la sală să antrenezi aceeași grupă musculară, este clar că trebuie să ai o pauză între a lucra aceeași grupă musculară de 2-3 zile, dar în aceste 2-3 zile poți face ori altă grupă musculară, ori poți reveni prin activități fizice, cum ar fi puțin jogging, ar fi ideal, pentru că activitatea fizică, mai ales prin mișcare, te ajută să reduci febra musculară și durerile musculare. Mai ales alergarea ușoară mi se pare cea mai ideală lucru pe care îl poți face, mai ales dacă ai febra musculară la partea inferioară, care acolo apare cam cel mai des și aceea este cam cea mai incomodă, să spunem așa, pentru că dacă ai, să zicem, febră la spate, ok, febră la biceps, ok, nu e mare lucru, dar la membrele inferioare chiar se resimte în toate activitățile fizice pe care le facem. Ca supliment, vitamina C ar fi un lucru pe care îl puteți lua, dar eu nu am luat niciodată vitamina C separat, pentru că nu am, nu știu, doar dacă sunteți o persoană care vă afectează foarte mult febra musculară, puteți încerca și niște vitamina C. Dar așa, pe mine nu mă afectează febra musculară, mie chiar nu-mi place să fac febra musculară, nu mă deranjează să fac febra musculară și pot să rezist acestui lucru, m-am obișnuit. Un alt lucru destul de important ar fi să și încălzești înainte de antrenament, adică să nu intri direct în antrenament, pentru că musculatura ta nu va fi încălzită, te supui și unui risc de accidentare foarte mare, îți ia doar câteva minute pentru a face o încălzire, am la fel video pe canal cu o încălzire pe care o poți face înainte de fiecare antrenament, este o încălzire completă, nu doar de sală, ci și de atletism, adică este cam pentru tot ce ai putea face, cam orice sport, este o încălzire completă care te ajută înainte de orice antrenament, așa că ți-o recomand să o faci pentru că o să te ajute. Și nu în ultimul rând, ai răbdare. Este foarte important să ai răbdare pentru că oricum febra musculară o să treacă de la sine la un moment dat, adică nu o să te țină zile în 3 săptămâni, pur și simplu o să ai azi, mâine deja nu o să mai simți aceeași febră musculară cu aceeași intensitate. Dacă, Doamne ferește, resimți
zile întregi, probabil este ceva mai grav de atât și ar trebui să consulți un medic. Dar de obicei febra musculară ține doar câteva zile, poate o zi, două, trei, și apoi va dispărea de la sine. Nu este un lucru de care să-ți faci griji și pe termen lung febra musculară nu are cum să te afecteze. Așa că nu-ți face griji și continuă ceea ce faci pentru că o faci bine. Trebuie să înțelegem un lucru esențial. Durerea resimțită la nivelul fibrei musculare este un proces absolut normal și absolut necesar pentru a atinge o formă fizică foarte bună, așa că nu vă faceți griji, încă o dată spun, repet chestia asta, fibra musculară nu este nici bună, nu este nici rea, este pur și simplu un proces prin care trecem și automat fibra musculară va trece de la sine, nu trebuie să-i faceți mare lucru decât ce v-am spus eu în acest video și cam asta este. Dacă v-a plăcut acest video, nu uita să lași și tu un like aici pentru că mă ajută foarte mult, să te abonezi la canalul meu, mai ales dacă ești nou, dacă ești deja abonat, foarte bine. Nu uitați că avem și opțiunea de a deveni membru în comunitatea mea, dacă apeși butonul devino membru. Avem și merch-ul, foarte multe articole, hanorace, tricouri și maieuri pe site, te invit, o să ai link în descriere. O să-ți las și site-ul meu unde poți descărca programe de antrenament și dacă ai nevoie de un program personalizat, nu uita să mă contactezi pe Instagram și vedem cum rezolvăm problema. Nu uita să dai un follow și pe Insta și ne revedem duminica viitoare cu un nou video. Pa!